Un scandal monstru a avut loc în urmă cu câteva zile într-o sală de jocuri de noroc de pe raza municipiului Sibiu. Doi bărbați s-au luat la bătaie, fiind nevoie de un echipaj de jandarmi pentru a plana conflictul. Cel care a pornit totul, un individ recalcitrant, a fost amendat de oamenii legii. Camerele de monitorizare a traficului vor fi montate în acest început de an de către autorități pe cele mai aglomerate drumuri din țară. Pe listă se află și sectorul din DN7 dintre Sibiu și Vâlcea pe Valea Oltului, iar în total vor fi 600 de astfel de camere. Peste 400 dintre ele sunt moderne și pot să depisteze inclusiv dacă ITP-ul unui autoturism este expirat. CNSU a modificat vineri regulile de carantină în sensul reducerii perioadei acesteia de la 14 la 5 zile pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală și la 10 zile pentru cele nevaccinate. Acestea vor intra în vigoare de sâmbătă.